O expoziție de lucruri confecționate din ceramică a avut loc la Spitalul Clinic Republican Timofei Mășneaga. Autorii lucrărilor sunt meșterii populari frații Scutelnic. Prin această expoziție, ei au dorit să împărtășească frumusețea artei cu pacienții și cu personalul medical. Eu am fost atras, sau așa, m-a lipsit de această pasiune de fratele meu Lilian. Am adus, în primul rând, niște clopoței, care sunt în formă de căsuță, iată, pentru Lilian și, de exemplu, și pentru mine, dar și pentru toată lumea. Sigur că căsuța este un scop în viață de a avea o casă proprie, plină de fericire. Căsuța este imaginea care în mai multe lucrări ale noastre se întâlnește, dar de obicei clopoței noi mereu îi facem în formă de căsuță. Deci căsuță, clopoțel. Și mai avem deja, iată, niște figurine din lut care reprezintă, sau zicem așa, simbolizează Republica Moldova ca un stat care este foarte vestit în lume prin vinurile de calitate și am arătat și noi în lut, am redat cum se prepară vinul la țară. Angajații spitalului, dar și pacienții și vizitatorii au avut ocazia nu doar să admire aceste obiecte, dar și să le procure. Este actualmente o explozie de evenimente culturale și ne-am gândit noi, fiindcă este cam dificil angajații noștri să mai rupă câteva clipe să ajungă la acele târguri care majoritatea se organizează și în afara capitalei. Iată că a venit momentul și bucuria noastră mare de a ne găzdui acest meșter Ruslan Scutelnic. Ei sunt doi frați, Lilian și Ruslan. Expoziția este impresionantă, sunt lucrări foarte frumoase, utile, dacă vreți. Sunt prezente cănuți cu diferit ornament, ulcioare, vaze și renumiți clopoței în formă de casă. Evenimentul a fost organizat cu suportul administrației instituției și a comitetului sindical al spitalului.